Alexandra, mulțumesc. Noi mergem acum mai departe, fie din cauza firelor de înaltă tensiune rupte, fie din cauza copacilor căzuți pe șinele de tren. Vijelia de aseară a dat peste cap traficul de pe calea ferată. Întârzierile au fost aproape imposibil de evitat, fiind afectate peste 100 de garnituri de tren. În județul Maramureș, un tren a fost blocat, iar pentru a-și putea continua drumul, mecanicul a intervenit personal cu o drujbă. Puterea furtunii de aseară s-a putut observa și pe calea ferată, acolo unde traficul a fost dat peste cap. Potrivit directorului CFR Călători, în urma furtunii violente de aseară din vestul țării, 117 trenuri au fost afectate de fenomenele meteorologice extreme, iar în total au fost înregistrate peste 14.000 de minute de întârziere. Cât ați avut întârziere? 100 de minute. De la Bușteni venim. Noi am primit bilete fără loc, asta scria pe biletele noastre. Toate astea, când am ajuns în tren, era aproape gol, adică... Au renunțat mulți. Da, cred că au renunțat mulți la tren, da. Ne-am să trad întârzierile lor, să facă ceva! Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a declarat că în cursul nopții a fost constituită o celulă de criză în cadrul ministerului, iar peste 300 de angajați ai CFR au intervenit pe teren pentru rezolvarea cât mai rapidă a problemelor. În Maramureș, un tren care a plecat din gara de nord duminică dimineață la ora 6 a ajuns la destinația abia în această dimineață la ora 3. Motivul? Copacii căzuți care au blocat traficul pe calea ferată. Sătul să aștepte, mecanicul de locomotivă a intervenit chiar el cu o drujbă pentru a-și putea continua drumul spre Baia Mare. Tot furtuna a lăsat și 74 de localități fără curent electric. Forța cu care natura s-a manifestat în vestul țării a reușit să rupă mai mulți stâlpi de înaltă tensiune. Reprezentanții furnizorului de energie electrică au declarat stare de urgență nivel 2. Pentru remedierea cât mai rapidă a situației, un număr de 26 de echipe de intervenție din Muntenia și Dobrogea au fost trimise pentru a sprijini eforturile de reluare a alimentării cu electricitate. Dumnezeu a arătat cât de mici suntem.